Vladimir Putin a pierdut. Anunțul venit de la vârful NATO Jens Stoltenberg spune că Vladimir Putin a pierdut în momentul de față, a subliniat Stoltenberg, Ucraina este aproape ca oricând de NATO și UE acest lucru reprezintă o mare înfrângere strategică pentru Rusia. Întregul obiectiv al acestei invazii a fost de a împiedica Ucraina să se îndrepte spre NATO și Uniunea Europeană. Ucraina este acum mai aproape ca oricând de NATO și de Uniunea Europeană. Aceasta este o mare înfrângere strategică pentru Rusia, a declarat Jens Stoltenberg, conform DPA. De asemenea, acesta a subliniat că Vladimir Putin a pierdut pentru totdeauna Ucraina. În altul oficial s-a referit la faptul că Rusia a privit timp de decenii Ucraina ca parte a sferei sale de influență. Președintele Putin a pierdut Ucraina pentru totdeauna, a mai spus în altul oficial. Jens Stoltenberg s-a declarat convins că Ucraina își va atinge în cele din urmă obiectivul de a adera la NATO.